Polițiștii sălăjenii avertizează pe șoferi că numerele galbene maghiare, P-uri, cum le spun cunoscătorii, nu sunt valabile pe teritoriul României. Utilizarea acestora constituie infracțiune și se pedepsește conform legii cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Avertismentul polițiștilor vine în contextul în care, în ultima vreme, au fost identificate în trafic mai multe autovehicule care aveau montate numere de înmatriculare emise de autoritățile maghiare, fără drept de circulație pe teritoriul României. Acest tip de plăcuțe de înmatriculare sunt eliberate în scop de probă fabricanților de autovehicule, atelierelor de reparații sau comercianților de mașini. Aceste numere nu sunt legate de un autoturism anume, ci de firma în cauză. Mai exact, plăcuțele nu se acordă pentru o mașină, ci pentru o firmă care le poate monta apoi pe mai multe autovehicule. Mașinile pe care sunt montate nu pot circula în afara Ungariei.